Cu data de 1 martie 2011, bugetul estimat pentru anul în curs este de 381.000, cu 20.000 de lei mai mult față de anul trecut. În vederea stabilirii de bugetul înaintat de către CRIASA, stăm de vorbă și cu doamna directoră economică a primăriei. Eu nu am observații de făcut la respectivul buget. Atare, dacă ceilalți membrii comisiei au probleme. În creșterea de 15% de care vedeți la tenentul permanent. De ce nu am alte probleme de care puneți la voci și deci una e bugetul, domnul Dumnezeu. E una e bugetul și altele mai este una majorare. Da, așa. Vedeți acolo la doilea Bine, ați făcut un calcul și s-a mărit prețul. Spiritele s-au încins când a venit rândul Casei Municipale de Cultură. Consilierul PSD Dumitru Pantazi a solicitat lămuriri despre modul cum sunt încasate veniturile proprii din spectacole și alte activități socioculturale. El a tras atenția că încasările se fac fără nicio bază legală și că tarifele sunt stabilite arbitrar și a solicitat o execuție bugetară a cheltuielilor pe anul 2010. În replică, directoarea instituției, venită la ședință doar cu o foaie albă în mână, a explicat că, într-adevăr, nu este nicio hotărâre a Consiliului Local prin care să fie stabilite tarifele de intrare la spectacole, dar că pregătește un asemenea document pentru a fi aprobat. În același context, primarul Pășcanea ne-a tras atenția să găsească o soluție așa încât intrarea în sală să nu mai fie permisă după începerea spectacolelor din cauza deranjului. Doamna director, aveți prevederi bugetare sau execuția bugetară cu realizările veniturilor extra-bugetare? Da. Cu realizările și ce s-au făcut cu banii? Unde s-au cheltuit banii pe... Și mai pun o întrebare. În condițiile când ați avut în casă pe venituri extra-bugetare, în baza căror hotărâri de Consiliu și pe baza căror tarife ați făcut în casă pe spectacole, pe expoziții, pe știu ce activități derulați acolo? Cum știți și dumneavoastră, este greu să faci încasări la casa. Eu, din câte știu, nu știu dacă s-au reactualizat, dacă există hotărâre de Consiliu cu pretanțe de tarife. Nu le-am reactualizat tarifele, că au zis condițiile s-au schimbat acolo. Da, domnule consilier, există un proiect pe care... Deci nu există o hotărâre de Consiliu în baza căreia se... Deci acolo se fac încasări extra-bugetare. Și nu există o hotărâre de Consiliu prin care Consiliul să stabilească anumite tarife, știu, taxice, cum le numim noi acolo, de încasare. Deci, dumneavoastră, părerea mea că se încasează, cine a stabilit tarifele? Pe un spectacol cât încasează? 2 milioane, 1 milioane, 3, 5? Nu se încasează, știți? Până deci dacă asta ați pus-o la dispoziție. Casa, să vă dau un exemplu. Casa de cultură fără să plătească nimeni, domnule, cel puțin utilitățile? Domnule consilier, una înseamnă spațiile închiriate de eliberați chitanță. Bilete, chitanță, în baza cărui... Uneoară, vă pot da un exemplu recent. Aseară am avut un spectacol de teatru la care au fost prezenți 15 actori și mașiniști și așa mai departe de la Bacău, de la Teatrul Bacovia. Am încasat, permiteți-mi cifrele vechi, 12 milioane fără 200 de mii. Din aceasta am păstrat 1 milion. Bine, în baza lasă, nu operați cu niște tarife pe care să le stabilim. Deci pentru un spectacol... Noastră culpa, am înaintat acum un proces, o hârtie în care solicităm probabil la următoarea ședință de Consiliu niște tarife așa cum le-am considerat în comparație cu cele ale altor instituții. Până acum, până în vara acestui an... Câte venituri ați realizat în 2010? Permiteți-mi, vă rog, să vin cu hârtiile de acasă. Dar aici în bugetul ați prevăzut? Da.
veniturile extrabugetare. Sau banii se trebuie la bugetul acesta cu veniturile extrabugetare. Promit să aduc până marți, înțeleg, nu? Deci să nu transformăm acest spectacol într-un bâlci. Trebuie să ajungem odată să fim oameni civilizați. Adică să nu intrăm în timpul spectacolului cu ușile deschise și cu mici și pentru că te rog frumos să transformi spectacolul la Casa de Cultură în lucruri serioase. Da. Cele mai așteptate bugete de la DAC și REAGCL au fost amânate pentru săptămâna viitoare și de această dată consilierii locali au solicitat execuțiile bugetare și lista cu datorii. Mai mult, între consilierul PDL Leonard Rusu și directoarea economică de la REAGCL Dana Markovski, a fost un schimb de replici tăioase pe această temă. Execuția la 31 decembrie. Cu balanțul. Deci noi suntem singura instituție la care nu ni s-a vorbit. Balanțul. Deci nu ai terminat 2010 balanțul de nici apoi. Spune minciuni. Păi ia-mă din registrare și penalizare. Spune minciuni. Nu sunt ai balanța, domnule. Vă să luați diploma. Minciuna. Mă faceți mincinoasă pe mine dacă nu veniți. După legii trebuia să o terminați. Chiar nu vă dă dreptul... Că sunteți consilieri să... Încă o dată repede, spuneți minciune acum. Legea vă obligă să faceți balanța la decembrie. Au fost însă aprobate o parte dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a ultimelor ședințe care nu au avut loc din lipsă de cvorum. Este vorba despre transformarea Direcției de Apă și Canal Pașcani în societate comercială, propunere care a primit aviz favorabil cu condiția ca transformarea să fie făcută după obținerea unui aviz de la Ministerul Finanțelor și numai după executarea unui audit extern și preluarea personalului pe funcțiile actuale. De asemenea, au fost avizate favorabil proiectele de acordare a unor facilități la transportul în comun pentru elevi și categoriile defavorizate, cel de reabilitare a căminului cultural din suburbia Lunga Pașcan și regulamentul de gestionare a câinilor comunitari. Au fost amânate pentru o nouă analiză proiectele cu privire la acordarea unor finanțări pentru unitățile de cult din Pașcan și burse sociale și de merit pentru elevii, precum și cel cu privire la amenajarea unui stand giratoriu în fața supermarketului Minimax. Știți foarte bine că am venit cu niște propuneri vis-a-vis de proiectul de transformare la ședința convocată de PSD și la care n-au venit liderale, domnule. Articolul 9, deci cum se cheamă, amendament la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Apă Canal, așa, în SCPS Serv Apa SA. Articolul 9. La capitol, la articolul 9, hai să căutăm, 9. Da. Articol 9. Prezenta hotărârii intră în vigoare numai după obținerea avizului conform emis de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Trezorerie și Statului Public. Acest aviz conform de la Minister îl avem. Avizul conform. Și atunci nu vă deranjează. Îl avem. Nu, dați-mi voi, să creați o confuzie. Avem un aviz de principiu. Eu zic, doamne, intrați cu materialele care le-ați trimis la București în Consiliu. După ce ies cu hotărâre adoptată, Consiliul le trimitem din nou și ne dă un aviz conform. Avizul de conform se dă întotdeauna după adoptarea unor acte administrative, nu se dau înainte. Deci dacă ați modificat. Deci m-ați înțeles cum. Noi trimitem mapa cu hotărârea dumneavoastră, cu totul și ei spun, informăm Bruxelles, după aia vă dăm avizul conform. Deci poate funcționa ca și societate. Deci, aici e clar, da? Iar alt articol nou. Punctul 1. În intervalul dintre data adoptării acestei hotărâri și data primirii avizului conform de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Apă Canal are obligație de dori unui audit extern cu următoarele. Sunt de acord, s-a propus. Audit, și interfixă. Da. Articol 9 de așa. Citești alineatul 2, domnule. Și punctul 2, costurile cu executarea auditului vor fi suportate din bugetul local de venituri și cheltuielea muncii. Am căzut de acord cu domnul director că cine încasează bani plătește. Îl plătim, nu contează cine, îl plătim. Menționăm că toate aceste documente solicitate de membrii celor două comisii ar fi trebuit să se afle deja la mapele consilierilor în forma solicitată de lege, responsabilitate care aparține primarului Grigore Crăciunescu. Mai exact, deși știa că bugetele trebuie pregătite din timp, conform prevederilor legale, acesta și aparatul său de specialitate au împiedicat ca dezbaterile să aibă loc pe baza unor cifre concrete și în termenul prevăzut de lege, tocmai pentru că aleșii locali să întâmpine dificultăți în a afla situațiile reale și mai ales datoriile instituțiilor din subordine, mai ales cele care cad în sarcina primăriei și a Consiliului Local. Mai mult, directorii instituțiilor au fost obligați să redacteze expunerile de motive ale proiectelor de buget,